foarte mult părintele Vasile Ioana. În, cumva în completarea celor spuse de părintele Vasile Ioana, l-aș ruga pe Andrei Căitănaru să traseze un cadru general al tradiției contemplative creștine. Am mai primit toată această invitație foarte generoasă. Cred că într-o anumită măsură ar fi mai rodnic să spun câteva lucruri despre cele trei cărți, dar în contextul a ceea ce în tradiția sau în literatura Sfinților Părinți se înțelege prin literatură, prin dimensiune contemplativă. Și aș începe prin a spune că cele trei lucrări sunt, dacă vreți, borne foarte importante pentru ceea ce în literatură este numit sau este cunoscut sub numele de teologia apofatică sau din perspectiva distinției dintre teologia apofatică și teologie catafatică. Ce înseamnă acest... Despre ce este vorba? După cel din tâi conciliu de la Nicea, s-a făcut distinția între a vorbi despre Dumnezeu în sine, adică despre relațiile intratreinice între persoanele Sfintei Treimi, pe de-o parte, și acest tip de discurs a fost numit teologie, ca atare, și un alt tip de discurs, și anume relația dintre Dumnezeu și creație. Acest tip de discurs a fost numit discurs economic sau economie. Distinția aceasta a funcționat. A funcționat, repet, spune exegeza, în secolul 3-4 până mai târziu, însă mai târziu a circulat sub un alt nume. Odată cu corpusul Areopagitic, care apare pe piața ideilor undeva în secolul al VI-lea, el circulă sub distinția dintre, distinția dintre teologie apofatică și teologie catafatică. Unde, în cazul teologiei apofatice, este vorba despre discursul, despre în sinele Dumnezeirii și este un discurs despre cu ghilimele. Pentru că în sinele este ceea ce nu poate fi accesat fiind în sine. În timp ce teologia catafatică stătea, de fapt, pentru economia. Adică discursul despre Dumnezeu în relație cu creație. Acum, ce este foarte important de subliniat este și faptul că ambele tipuri de discurs sfârșesc, dacă nu cumva chiar așa și încep, mai trebuie aș spune că așa și încep, cu o înaltă detentă poetică sau alegorică, stau sub semnul rugăciunii, ambele tipuri de discurs, și, de fapt, sunt întotdeauna, ele sunt nu doar discursuri despre Dumnezeu, ci sunt discursuri cu Dumnezeu. De ce spun acest lucru? Pentru că, în ambele tipuri de discurs, este vorba despre o, în cele din urmă, despre o conștientizare a failibilității conceptelor noastre în fața tainei lui Dumnezeu. De obicei se spune că, în cazul teologiei catafatice, lucrurile sunt mai clare și mai lămurite. Pentru că acolo unde e vorba despre apofază, vorbim despre taină, despre ascuns, tot ceea ce se spune despre Dumnezeu stă sub semnul negației, adică El nu este nici ființă, nici lumină, nici bine, pentru că este dincolo de ființă, dincolo de lumină, dincolo este supra. Și aici, cumva, lucrurile par a fi, într-o anumită măsură, par a fi cumva mai așezate. Chipurile în înțelegerea noastră. Folosim negații despre Dumnezeu pentru a spune că, de fapt, nu înțelegem despre ce este vorba cu Dumnezeu, că rămâne întotdeauna un rest de necunoscut în ceea ce îl privește. Și că folosim numele pozitive, adică spunem despre că este iubire, lumină, bine, în registru catafatic, din perspectiva faptului că El este creatorul la toate acestea. Adică, El fiind creator al luminii, să spunem, să zicem, este lumină. Este făcătorul al iubirii, spunem spre el că este iubire. Admițind în același timp că este dincolo de toate acestea. Deci își păstrează o anumită taină. Se vede într-un fel foarte bine acest lucru chiar în corpusul de texte despre care amintam la început, în tratatele areopagitice, unde, dacă ar fi să reprezentăm ceea ce spune acolo, mai ales în capitolul al doilea din tratatul despre numele divine, Dionisie Areopagitul,
și în capitolul 5, ar trebui să ne reprezentăm lucrurile în felul următor. Avem taina dumnezeiască în sinele Dumnezeirii, din care izvorăște o energie necreată, prin care Dumnezeu creează, de fapt. Este, dacă vreți, desantul Lui în lume, prezența Lui în lume. Și în capătul acelei energii, să spunem, este creația propriu-zisă. Și noi numim pe Dumnezeu, spune autorul, după numele celor pe care El le creează. Însă, spune el, sursa acestui act creator rămâne tainică, pentru că sursa energiilor necreate este chiar acest în sine al Dumnezeirii. Cu alte cuvinte, chiar și în interiorul discursului catafatic, sau cel pozitiv, să spunem afirmativ, taina este păstrată. De aceea, spune, de aceea, de pildă, autorul la care mă refeream, are o grijă aproape maniacală de a spune că Dumnezeu este, de a spune că îl laudă pe Dumnezeu ca fiind bine sau iubire. Nu îl determină. Nu îl așează sub concept. Iar unul dintre comentatorii lui, Sfântul Maxim Mărturisitorul, subliniază acest lucru. Chiar într-unul dintre pasajele în care comentează tratatele areopagitice, spune că, iată, nu spune că l-a determinat pe Dumnezeu sub acest nume, ci că l-a lăudat, îl laudă pe Dumnezeu. Tocmai pentru a păstra, dacă vreți, a semnala această taină în care Dumnezeu rămâne, se păstrează, chiar și atunci când noi credem că înțelegem ceva din felul în care El este, urmărind și observând ceea ce L-a creat. De ce am început cu ceea ce nu este pe masă, propriu-zis? Pentru că, într-un fel, este pe masă. De pildă, dacă vă uitați la Norul Necunoașterii, este un tratat care aparține teologiei apusene, este un tratat monastic, este anonim, într-o bună măsură, aici avem de-a face cu punții de legătură, pentru că și în creștinismul răsăritean și în cel apusean, ba înainte chiar de Marea Schismă, exista deja acest obicei de a aduce pe piață tratate anonime, de a nu le semna. Pentru că, în fond și la urma urmei, cel care le scrie nu este autorul. El este doar un instrument prin care Dumnezeu, de fapt, se transmite celorlalți. De aici această discreție. Nu există un nume pus. Chiar și în cazul, să zicem, pseudografiilor, cum este cazul tratatului areopagitic. Exegeza contemporană, de pildă, a subliniat faptul că, da, nu este acel Dionisie din Areopagul Atenei care se întâlnește cu Sfântul Apostol Pavel, ci este cineva din mediul siriac, foarte bine pus la punct cu toată învățătura momentului, un creștin asumat, care preferă să folosească o pseudonimie pentru odată a da o anumită greutate cuvintelor sale, în același timp și de a-și semnala descendența, de unde vine. Se pune iarăși sub semnul discreției. Întorcându-mă la tratatul Norul Necunoașterii, de pildă în titlu, avem Norul. Acest concept de nor, acest termen, este unul foarte important, de pildă, pentru literatura, nu să-i spun mistică, pentru că cuvântul ăsta ca atare de discurs mistic apare mult mai târziu. Undeva prin modernitate, propriu-zis, ca atare, folosit ca atare. Dar pentru literatura, să zicem, mai degrabă apofatică. Pentru acel tip de discurs care vrea tot timpul să dea seama despre, să dea seama de rezerva de taine pe care Dumnezeu și-o păstrează tot timpul în relație cu noi. Este un termen consacrat, norul, este un termen consacrat, de pildă, de una dintre omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, care, la un moment dat, tâlcuind pasajul, acel episod al ascensiunii lui Moise către Sinai, pe Sinai se pogoară un nor, spune despre acel nor că, de fapt, el nu vorbește propriu-zis despre, neapărat despre un nor fizic, deși este foarte posibil ca acel nor să se fi coborât, ci este vorba despre o necuprindere. Conceptul grecesc pe care îl folosește este akataleptos, adică de necuprins. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, într-o anumită măsură, este ca un nor, nu poate fi cuprins. Te adâncești în El, dar marginile Lui nu pot fi determinate. Alți Sfinți Părinți, de pildă, precum, nu știu, Sfântul Grigorie de Nisa, sau Sfântul Grigorie de Nazians, nu vorbesc despre akataleptos, vorbesc despre apeiron, care înseamnă indeterminatul. Dar, nota bene, nu-L definesc și nu-L determină pe Dumnezeu nici măcar ca fiind de necuprins sau de neindeterminat. Nu e o definiție.
al lui. Ca atare, în cazul de pildă acestui tratat, încă din titlu, ni se indică cumva dintr-un început perspectiva din care este scris textul. Chiar dacă are, spre o desibire, poate de Meister Eckhart, o pregnantă dimensiune practică, fiind un tratat monahal, de multe ori este și subliniat, se răspunde la întrebări practice. Ce să fac? Cum să fac? De ce li se întâmplă, de pildă, nu știu, oamenilor care vor să de ce Dumnezeu împiedică pe oamenii care vor să săvârșească binele? De ce unor împiedică să săvârșească acest bine? Dar perspectiva este aceasta și este tratatul ca atare stă, după cum o spuneam, pe o hartă a discursului teologic, de teologie apofatice, proprii creștinismului, de răsăritan și apus, tratatul acesta are un loc foarte important. Mai strălecat, lucrurile stau iarăși, pot fi privite din aceeași perspectivă. Este cunoscut ca fiind un autor pentru care taina Dumnezeirii este foarte importantă. Este unul dintre autorii, unul dintre teologii apuseni, care a subliniat faptul că Dumnezeu este, dacă vreți, dincolo de ființă. Întreaga sa teologie stă foarte mult sub această amprentă a lui a fi dincolo de a fi. Hai să spunem că este metafizic, în sensul acela de discurs filozofic, dar este un discurs care tot timpul țintește către taina Dumnezeirii și o indică, sublinind că despre Dumnezeu nu putem spune nici măcar că este. Nu că n-ar fi. Chiar el însuși spunea, are un comentariu foarte important în care spune Dumnezeu, dacă ar fi vrut la întâlnirea cu Moise să răspundă la întrebarea cine ești? Ce să le spun celorlalți că ești tu? Că cine ești tu? N-ar fi răspuns eu sunt cel ce sunt. Ar fi spus spune-le că sunt. Dacă ar fi vrut să sublinieze acest a fi, ca fiind important. Ori Meister Eckhart, de pildă, sublinează nu. Spune-le că sunt cel ce sunt. Dincolo de un comentariu prin care Meister Eckhart, de pildă, sublinează faptul că este inclusiv un fel de a tăia, poate, macaroana curiozității celui care întreabă. E un fel de ce mă întreb cine sunt? Oricum nu vei pricepe. Sunt ceea ce sunt. Iau cu atare. Dar dincolo de acest aspect, este foarte important în cazul lui Meister Eckhart tocmai această depășire a ființei. Acest pregnant registru apofatic în care lucrările lui, comentariile lui sunt așezate. În cele din urmă, Kyriakos Markides, care este într-un fel, e un om ca noi, de fapt. Este un profesor de sociologie din Statele Unite, profund secularizat, dintr-o familie cipriotă, care a emigrat în Statele Unite. Repet, secularizat și descoperă undeva în a doua jumătate a vieții, redescoperă tradiția creștină și o redescoperă cu curiozitatea celui care e deprins să întrebe, pentru că vine dintr-un mediu universitar, științific, și el până nu înțelege și până nu duce întrebarea până la capăt, nu se lasă, ceea ce este foarte bine. Și Sfinții Părinții din vechime aveau acest obicei. Până nu duceau gândul până la capăt, nu se lăsau. Pe de-o parte. Și pe de altă parte, pentru că totul este foarte viu în el, prin textul lui, ne este înfățișată, dacă vreți, trecerea și distinția și trecerea de la, cum se spune chiar în carte, o credință ideologică și o credință vie. Credința ideologică este aceea care nu mai chestionează. Este, de ce crezi că Hristos a înălțat la ceruri? Nu știu. Așa scrie în crez, am citit poate niște omilii, niște comentarii, dar... Dar, de fapt, ce înseamnă înălțarea, propriu-zis? Ce înseamnă că Hristos și-a plecat capul pe cruce și și-a dat Duhul? Sau, cum sublinează Părintele Andrei Scrima, și-a transmis Duhul? Ce înseamnă asta? Înseamnă să intri deja în căutare, să scormonești textul, să vezi cum rezonează în tine, să-l aduci în tine, să-l faci al tău. Ori, la Kyriakos Markides se vede acest lucru prin dialogul lui constant cu Părintele Maximus.
ucenic al Sfântului Paisia Gheoritul și care îi subliniază în discuțiile cu el tocmai această necesitate de a trece de la cele două, de la o credință, dacă vreți, rigidificată, non-interrogativă, la una, de fapt, care este foarte vie și care poate fi mereu și mereu aprofundată. Nu este ca o treaptă de cunoaștere pe care o atingi, ci este ceva ce aprofundezi acolo unde aparent nu mai este nimic de aprofundat și totuși descoperi. Ori asta înseamnă, de fapt, a înainta către același, către aceeași taină dumnezeiască, de a căpătea sensuri acolo unde pare deja plinătate de sens. Ori când deja tu crezi că ai înțeles și peste tine se revarsă în continuare sens, înseamnă că, de fapt, ceva ți se dă. Înseamnă, pe de-o parte, că ai o disponibilitate în tine de a primi, este foarte important, dar se înseamnă că și cineva vrea să-ți dea mai departe sensul de înțeles. Prin ceilalți, prin tot ce e prin ceilalți, cum spunea Părintele Vasile. Mulțumim, Andrei Căitănaru.